și doamnelor și domnilor, haideți să urmărim împreună știrile din sport. S-au încheiat campionatele naționale de primăvară pentru junior la Caia Canoe. Timp de 3 zile pe apele canalului Bascov, sportivii de la CSS Letetele Orșova au strâns o salbă impresionantă de medalii care i-au dus detașat pe locul 1 în clasamentul pe cluburi. Succes remarcabil care îi face pe sportivii orșoveni să se gândească deja la edițiile din acest an ale campionatelor mondiale și europene de junior și tineret. Astăzi, pe apele canalului Bascov, de lângă Pitești, s-au încheiat întregele campionatelor naționale de primăvară, fond și viteză pentru junior la Caia Canoe, o competiție de obiectiv pentru sportivii de la CSS Letetele Orșova, care în primele 2 zile au reușit să cucerească numai puțin de 28 de medalii de aur. Ce a fost astăzi? Ultima zi a competiției, campionatul național de primăvară pentru juniori, a fost pe distanțele de 500 și 1000 de metri, respectiv fetele 500 de metri, băieții 1000 de metri, conform programului olimpic. S-au desfășurat 12 finale, sportivii orșoveni au cucerit 9 dintre ele, adică 9 medalii de aur, însă totalul medaliilor a fost 18, având în vedere că au fost unele probe ca și ieri și ca și alaltă ieri de altfel, în care sportivii orșoveni au luat 2 sau chiar 3 medalii. Totalul, sau dacă vreți bilanțul pe toată această competiție, campionatul național de primăvară pentru juniori, a adus Orșovei, sau a îmbunătățit, mai precis, zestrea Orșovei cu încă 70 de medalii, din care 38 de aur, 15 de argint, 17 de bronz. Succes deosebit al sportivilor noștri, care deja se gândesc la viitoarele competiții oficiale. Urmează o selecție pentru loturile de juniori, având în vedere faptul că mulți dintre sportivii noștri pe care i-am pregătit la secție nu fac încă parte din loturile de juniori să participe la o acțiune de selecție la toate cele 3 grupe. Început de an excelent pentru caiaciștii și canoiștii orșoveni, care vor trebui să confirme aceste rezultate și la campionatele mondiale și europene de juniori și de tineret. În sala polivalentă se află în plină desfășurare întrecerile unei competiții de volei cuprinsă într-un proiect inițiat de cadrele didactice de la Colegiul Național Gheorghe Țiseica. La competiție participă 4 echipe din Mehedinți și Gorj, care s-au întâlnit cu ceva timp în urmă și la Târgu Jiu. Sala polivalentă a găzduit astăzi un interesant turneu de volei la care participă 4 echipe din Robeta, Turnul Severin, Târgu Jiu și Bumbești Jiu. Competiția este returul unui proiect realizat de cadrele didactice de la Colegiul Național Gheorghe Țiseica și care are ca obiectiv relansarea voleiului, un sport care a reprezentat ceva în performanța mehedințeană. Acțiunea se numește Cupa Dunării în cadrul proiectului de parteneriat dintre Colegiul Național Gheorghe Țiseica și Colegiul Mihai Viteazul Bumbești Jiu. O acțiune de amploare între cele 2 selecționate de volei ale acestor 2 județe. A fost turul la Târgu Jiu. Cum a fost acolo? Am fost foarte bine primiți, a fost eficient. Ideea este de mișcare, de timp liber. Și va fi continuată și în perioada următoare? Bineînțeles, sperăm că vom face tradiție din aceste turnee. Proiect benefic pentru ambele părți, care se cere a fi continuat și în anii următori și, de ce nu, extins și la nivelul elevilor din aceste unități școlare, lucru cu care sunt de acord și oaspeții noștri de azi. Este o acțiune foarte binevenită, mai ales pentru faptul că noi suntem prieteni cu dumneavoastră în domeniul sportiv, în sensul că am mai avut inițiat un proiect Mișcare, Frumusețe, Sănătate, între 2 licee din Gorj și al dumneavoastră, Gheorghe Țiseica și colegiul Mihai Viteazul din Bumbești Jiu. Ne-am întâlnit la o acțiune similară în martie, Cupa Mărțișorului s-a numit, în orașul Bumbești Jiu, oraș de tradiție în jocul de volei, cu multe rezultate în divizia școlară, acum câțiva ani. Acum este prelungirea acestei acțiuni. Ne bucurăm foarte tare pentru faptul că suntem aici și sperăm să lăsăm o impresie bună din punct de vedere sportiv. Vom reveni cu rezultatele integrale ale acestei competiții. Zi plină mâine pe Municipalul Severinean. De la orele 11, Gazmetan CFR va întâlni Arieșul Turda, în timp ce Pandurii Târgu Jiu și Universitatea Cluj vor evolua în nocturnă. Jocuri importante pentru ambele echipe, în care sperăm ca punctele puse în joc să rămână în Robeta, Turnul Severin. O zi cu mult fotbal, în care sperăm să atragă la stadion cât mai mulți iubitori ai acestui sport.
Zi plină mâine pe Municipalul Severinean. Cu începere de la orele 18, Gazmetan CFR va întâlni Arieșul Turda într-o partidă în care fotbaliștii noștri au nevoie de cele 3 puncte puse în joc pentru a privi cu liniște finalul de campionat. De la orele 20, fotbaliștii lui Petre Grigoraș vor întâlni Universitatea Cluj, revelația acestui sezon, o echipă care, de când a fost preluată de Florian Walter, pare că a renăscut. Petre Grigoraș vine după un joc pierdut nedrept, lucru pe care îl confirmă și în conferința de presă care a urmat. Sunt trist, am pierdut în minutul 93 în prelungiri, trist că ne-am îngreunat situația foarte mult și n-am putut să rezolvăm ecuația din etapa asta, trist că am pierdut pe Pintiliș, pe Lemnaruș pentru partida următoare, trist că am fost eliminat de un îngânfa de arbitru, nu pot să-i spun altceva, modul în care vorbește cu jucătorii și cu antrenorii, exact cum ar fi nici cel mai mare om de știință, nu și-ar permite să vorbească cu de asemenea poziții, parcă sunt prim-ministri, parcă sunt președinți de țară, președinți de cluburi, dar ăștia sunt. Trist din toate punctele de vedere. Începând de azi s-au pus în vânzare bilete la locurile obișnuite, la prețurile de 5 lei la peluze, 10 lei la tribuna 2 și 20 de lei tribuna 0. Accesul copiilor sub 14 ani și al femeilor este gratuit. N-a fost să fie nici de această dată. SCM Craiova nu a rezistat din nou finalului de joc și a pierdut și jocul cu Tomis Constanța, rezultat care complică situația în zona fierbinte a retrogradării. Din păcate, veștile proaste nu se opresc aici pentru SCM Craiova, dar noi sperăm ca totul să se termine cu bine. SCM Craiova și-a făcut destul de greu finalul acestui sezon competițional după ce în această dimineață în sala polivalentă a pierdut cu 33-35 jocul cu Tomis Constanța. Un joc în care handbalistele craiovenci au dovedit din nou că nu știu să gestioneze finalurile, așa cum din păcate s-a întâmplat și în partidele anterioare. Mihaela Ivan a înscris de 8 ori, în timp ce Oana Gogoriță și Carmen Ilie și-au trecut în cont 7, respectiv 6 reușite. Așa încât SCM Craiova așteaptă rezultatele Universității Reșița din ultimele două etape pentru a fi sigură că nu vor intra în calcul criterii de departajare la egalitate de puncte. Vestea și mai proastă este însă că, din informațiile noastre, echipa s-ar putea să nu mai aibă finanțare pentru nouul sezon competițional. Joi, SCM Craiova va întâlni în ultima etapă în deplasare Rulmentul Brașov. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Sunt Laura Tufă, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!